De dimineață te-ai pus. Uite, am florit aici o... Aici am săpada, acum vrei pune ridic, e săpat aici tot. Nu-i nimic acolo. Mai trebuie să scoatem ceva? Aici... Și acolo ce este? În ăla. Am scos, dar am aici. Să punem arpagic. Ce e? Tot să pui. Uite, castravetele. Are vreo 3? Are, are. A, 4. Ia să mai pun, cam să... Ia uite și aici ceapa. Normă. Asta este tot ceapă de albă? Si, care e multă... Care? A, uite aici, da. Că e salată, da, roșie, am aruncat cu mâna. Și asta e mărar, pe aici. Și ăla pe acolo. Dar cartofii, îi avem plin de cartofi. Tot ăsta lungul, e plin cu cartofi, aici cartofi. Acolo în spate cartofi. Aici una bucată cățel. Și aici gogonele. Le ducem la cameră. Nu de alta, dar astăzi nu mă pot ocupa de ele. Am alte treburi de rezolvat. Așa că murături săptămâna viitoare. Murăturile pe care le-am pus ultima oară, să știți că s-au făcut și am mâncat deja un borcan. Mă duc să mă schimb și să încep cu grădinița mea astăzi. Trebuie să vopsesc recipiente, adică ghivecele, ca să le pot agăța pe gărduț. Deci câtă muncă am băgat eu aici la grădinița asta, vai de vețeșoara mea, dar sunt mulțumită că sunt spre final. Spre final, mai am și mâine, sigur. Dar, ce pot spune? Am terminat pe aici. Mi-au ieșit astea mai verzi decât astea. O să trească să le vorbesc și pe dânsele. Adică, un verde așa, am luat un verde din ăsta și mi-a ieșit verdele ăsta. Mă rog, în fine, e drăguț, nu zic că nu, dar eu vreau un verde mai așa. Ca să vă exemplific. Am folosit verdele ăsta. Bate vântul tare astăzi și cremul ăsta pentru vopsit de recipiente. Acum, am scos tot, absolut tot ce era de scos din grădiniță, toate plantuțele. Vedeți? E gol, goluț, am spălat pe jos, acum pun covor și încep să pun la ghiveci tot ce am aici. Sper să mă auziți bine. Tot ce e aici se duc în grădinița din fața, am o de bandadă în curte. Deci nu vreți să vă imaginați. Dați-vă și voi ce e aici. Dar urmează. Și am plantat și astea două chestioare aici. Nu știu dacă se văd bine. Dar o să vă fac un tur corect, corespunzător, când e gata. Acum vă înștiințez doar cu ce mă ocup. Pun și covorul, iar mai apoi fug să pregătesc ceva pentru prânz. Cred că o tocăniță de cartofi, cel mai probabil. Așa se vede din sufragerie, încă e situația boțietă, că doar ce am pus și covorul, mai am colțișorul ăla de executat. Dar am fost întreruptă de zi, băiatul de la curier a venit un pachet de peșii, nu fac unboxing, doar mă uit dacă sunt toate lucrurile în interior și îmi continui treaba, căci vreau să termin neapărat de tins covorul măcar astăzi. Vineri nu sunt acasă, am treabă, așa că mâine trebuie să termin practic tot, să sperăm. Trag cu ochiul un pachet și despre pachetul ăsta vă vorbesc. Sper să filmez mâine cam ce am în pachetelul acesta, căci aici se află calendarele noastre advent și conținutul lor. Uite așa dacă este cam tot ce vreau iam eu. Uitați ce frumoșele sunt! Țin să vă anunț după acum că anul ăsta nu am găsit să cumpăr de-a gata nimic care să ne placă cu adevărat și problema a plecat de la Alexa, căci este în faza aia de adolescentă unde își dorește chestii de beauty, de, eu știu, pieptănașe, clămițe, pensulici și alte chestii.
Și pur și simplu pentru vârsta ei nu am găsit nimic. Și am zis ok, fac eu un calendar. Uite, de exemplu, periuțe din astea de păr. I-am comandat să-i pun un calendar și mai divers. Și uite, bureței din ăștia. Chestii de domnișorică, să zic așa. O oglindă din asta cu pieptăn. Chestioare din astea. Și am zis că-i fac eu. Lui Ștefan la fel, nu i-am găsit ceva veritabil să îi cumpăr de-a gata. I-am cumpărat și lui un calendar și îl voi face eu. La fel și pe al meu, la fel și al lui Anduțu. Tot eu îl voi face pentru că vreau unul cu mașinuțe și îmi e așa mai ieftin să cumpăr eu mașinuțele și să le pun în cutiuțe decât să cumpăr unul de-a gata. Așa că anul ăsta fac eu calendarele. O să filmez mâine cum sunt calendarele și cum o să arate la sfârșit. Așa că... Ia uite! Ah, ce faine sunt astea! Deci nu mai pot! Uite, și din mașinuțele lui Anduțu. Deci un calendar din ăsta costa în jur la 20 și ceva de euro. Și pe mine, cumpărând calendarul aparte și mașinuțele aparte, m-a costat undeva la 10. Mi se pare, zic ok, nu-i bai, am eu timp să le meșterez, mai că trebuie să le meșterez când nu sunt ei acasă, evident, ca să fie surpriză. Deci, prin urmare, mă duc să continui afară, căci mă opri. Deci nu mai priviți ce frumos se vede muntele la apus. Hai, mami, afară! Salutările de astăzi merg la Dol și la Iuliana, căci ea comentează, băi, oamenilor, nu e clip să nu fie ea prezentă acolo, îți mulțumesc din suflet. Și totodată în Ialomița și la clipul de alaltă, iar multă lume din Ialomița m-a salutat, așa că, dragii mei, cu scuzele de rigoare că vă salut mai târziu decât de obicei, dar astăzi am fost full. Mulțumesc de salutări și vă transmit multe, multe îmbrățișări și, bineînțeles, aștept să-mi spuneți de unde mă urmăriți și astăzi. Mergem în față, Anduțu iese pe teren cu motocicleta, eu întind covorul. Aici armata de căței? Ce ați făcut? Ce ați furat? Ați furat papucu, aoleu, aoleu. Hai, vino! Hai, mami! Hai să vedem dacă reușim cu covorașul. Uite, plimbă-te pe aici! Plimbă-te pe aici cu motul! Da! Hai, vino! Ia uite cât ai acum să te plimbi aici! Dă-i o tură! Până la gar și înapoi! Pe locul! Ești gata? Start! Îți place? Cu cana, tu ce vrei, fata? Da, da. Tati e la fotbal cu Alexuța. Da. Hai! Dragilor, am dobândit cu virgulă covorul. Încep operațiunea repunere de plante pe la locul lor. Am aici ditai cactusul pe care vreau să-l pun aici la colțișorul lui, unde practic a și fost. Astea fiind spuse, ne vedem și mâine, dacă așa vrea bunuțul, să vedem ce mai facem și mâine pe aici prin grădiniță.